Oameni buni, 5.000 de oameni mor în fiecare zi în întreaga lume din cauza tuberculozei. 5.000, iar împreună cu SIDA și malaria la un loc, decesele ajung la 6 milioane în fiecare an. 6 milioane de oameni mor în zilele noastre numai din cauza a 3 boli infecțioase. Sunt sute de boli distincte cauzate de bacterii, virusuri și fungi. Unele sunt rare, limitate la anumite teritorii sau perioade de timp, altele sunt frecvente, unele pot trece neobservate sau fără un grad de gravitate prea mare, altele continuă să ucidă plante, animale și oameni. Dacă nu am fi progresat, dacă nu ar fi existat știință, oameni de știință, chimiști, fizicieni, matematicieni și, de ce să nu spunem pe aia dreaptă, biologi, medici și farmaciști, cel mai probabil oamenii ori ar fi rămas foarte puțini, ori ar fi arătat foarte diferit de ceea ce suntem astăzi. Ori am fi pierit precum dinozaurii și această planetă s-ar fi învârtit singură prin sistemul solar, fără miros de mici, fără manele, fără Facebook, fără smartphone-uri și mașini electrice, fără politică și fără pițipoance cu ochelari cât roata de la faitonul părinților, fără influencer și fără YouTube și, evident, fără cel mai mișto canal dintre toate canalele de pe strada unde locuiesc eu, Medicina Explicată cu Radu. Oameni buni, am o veste tristă pentru urmașii tradiției străbune, adepții medicinii dacice care trata războinicii vremii cu pătrunjel, usturoi și goji. Nu râdeți să mor dacă n-am văzut o așa zisă dietă antică străveche cu fructe goji. Asta avea mă burebista sub cușmă. Goji. În fine, spuneam că am o veste tristă. Dacă nu am fi avut metode de tratament, de acord, mai întâi naturale, apoi sintetice, accentuez sintetice pe care să le perfecționăm în timp, am fi fost de mult cu toții niște zăcăminte de petrol, de ne-ar fi vândut la pompele rafinăriilor extraterestre ăștia ca să se tragă cu OZN-ul decapotabil. Glumesc, dar nu exagerez. Biologia ne-a învățat în mod istoric o chestie foarte simplă și foarte mișto. Nu trăiește, nu supraviețuiește cel mai puternic, supraviețuiește cel mai adaptabil, cel a cărui structură biologică, a cărui organism se poate adapta la variații mari ale mediului exterior în cel mai scurt timp. E o chestie simplă. Dinozaurii erau mari și șmecheri, nu? Adică trebuie să fi fost, dacă și azi vorbim de ei și datorită lor au fost nu știu câte sezoane din Game of Thrones. Pentru cei care nu înțeleg despre ce vorbesc eu, dragonii, de exemplu, sunt niște creaturi imaginare care apar în culturile tuturor popoarelor din Europa, Africa și Asia, fiindcă se găseau scheletele dinozauri fosilizate prin pământ. La noi se numesc balauri, nu aia cu BMW și ghiul, ceilalți. În fine, dinozaurii erau mari, puternici și stăpâneau pământul. Și apoi Noe a uitat să ia în arcă. Ghinion. Sau a venit o eră glaciară datorită obstrucției luminii solare după impactul cu un asteroid imens. Mai plauzibilă varianta asta. Dar oricum ar fi fost, important este că nu au putut să se adapteze noilor condiții și au fost eliminați. Au murit cu toții. Jurassicul a fost perioada preistorică a pământului stăpânită de creaturile mari, imense, impunătoare. A durat 56 de milioane de ani, dar s-a terminat. Au urmat alte ere, alte perioade care animalele mici, cele care au avut vizuini, care s-au adăpostit, care n-au avut nevoie de tone de mâncare doar la aperitiv, au supraviețuit și au evoluat. Încă o dată, vreau să repet, în jocul perpetuării speciei, în locul ăsta al supraviețuirii, au câștigat până acum cei care s-au putut adapta. Deocamdată de doar 4,6 milioane de ani, noi oamenii stăpânim planeta. Noi suntem la butoane. Bine, exagerez, 4,6 milioane de ani, fiindcă asta este o aproximare, bazată pe timpul în care a trăit cea mai apropiată creatură de om din punct de vedere anatomic și genetic. Linia biologică din care a apărut Homo sapiens datează de aproximativ 300.000 de ani. Deci, nici măcar nu ne apropiem de longevitatea dinozaurilor dacă este să comparăm. În fine, spuneam că deocamdată noi conducem aici. Ne-am instalat peste tot, am făcut hărți, am explorat, exploatăm tot ce se poate exploata pe planetă ca și cum am avea un cit de resurse infinite în Age of Empires. Bătrânii de vârsta mea înțeleg ce vreau să spun. Și mai nou ne gândim să vedem ce e și pe alte planete din jur. Și totuși, pe această planetă avem și noi suficienți dușmani cu care nu pare să facem pace prea devreme. Este vorba despre alte organisme vii, simple, fără pretenții, fără carduri virtuale, fără nevoie de credite pentru nevoi personale, microorganismele. Din păcate, logica dictează, sau mai bine zis, sugerează că omenirea ar trebui să fie supusă unei eventuale specii biologice superioare, intelectual, tehnologic și fizic, așa cum a fost cazul altor mamifere de pe pământ, care, în afară de cazuri relativ izolate, nu cuvântă în fața omului. Adică sunt mai multe poze de șmecheri călare pe lei uciși aiurea pentru pură distracție, decât lei călare pe șmecheri ucis că li s-au încărcat teritoriul sau el era foame.
destul de evident, nu? Însă dacă ne întoarcem la cele mai simple forme biologice, care sunt bacteriile, fungii și virusurile, pare o inepție, un nonsens faptul că nu reușim să punem la punct și să trecem pe lângă ele cu ignoranța unui elefant peste mușurorul de furnici. Ei bine, răspunsul este în fraza cu care am început acest vlog. Acestea, bacteriile și virusurile, fiind organisme simple și fără prea multă minte, adică deloc, iată că se pot adapta foarte ușor condițiilor precare și supraviețuiesc în niște condiții în care niciun alt organism viu nu ar putea să o facă. Mai precis, dacă toate formele de viață vizibile pe Pământ ar muri deodată, Doamne ferește, un cataclism planetar sau altceva, probabil că ar exista măcar una, dacă nu mai multe specii de bacterii care ar supraviețui. Când spun ăștia de la NASA că pe Marte sau pe mai știu unde umblă, caută forme de viață, aveți impresia că suntem într-un joc de a bați ascunsile cu extraterestri care al naibii se pitesc atât de bine de nu reușim să-i găsim? Nu, nu, caută forme de viață microscopice, eventual niște chestii similare bacteriilor de pe Pământ care ar fi putut supraviețui într-un mediu atât de ostil cum e Marte sau Io sau Europa, luna lui Jupiter, nu asta lui Merkel. De ce spun că sunt atât de tare aceste forme de viață? Păi în primul rând că există de dinainte de a exista orice pe Pământ. Strămoșii bacteriilor de astăzi sunt organismele unicelulare din care e posibil să fie evoluat toată viața de pe Pământ. Totul. Iar această teorie nu este chiar așa de incredibilă cum ar putea crede toți cei care refuză orice altă poveste afară de aia cu Dumnezeu care a făcut totul pe căprării și la final a făcut un tip căruia i-a rupt o coastă și a făcut o tipă. Cea mai simplă demonstrație a evoluției vieții dintr-un strămoș comun este următoarea și e la îndemâna oricui. Tot ce înseamnă regn animal în jurul nostru are cam aceeași structură biologică, un cap, niște membre și un corp. La animalele vertebrate, deci implicit și la om, există o linie comună. Sunt același număr de membre, 4, capul sau extremitatea cefalică este format dintr-un craniu care protejează creierul și care are pe suprafața sa 2 ochi, deasupra unui nas și sub acesta o gură împreună cu 2 urechi situate în lateral, orientate în sus, mai mult sau mai puțin. Uitați-vă în jurul vostru, pisici, șoareci, câini, vulpi, urși, oameni, toți au aceeași conformație, aceeași structură. Parcă e prea mare coincidența, nu? Toți mănâncă cu gura, miros cu nasul, aud cu urechile și văd cu ochii. Așadar, au un strămoș comun. Nu mi-am propus acum să dezbat nici teoria evoluției, nici să-mi ridic în cap pe ultra-religioșii din toate timpurile care să strige blasfemie, așa cum au făcut-o la clipul cu gripa sau cei cu jurământul lui Hipocrate. Însă, câteva idei merită puse pe tapet. Bacteriile sunt forme de viață extrem de puternice, de agresive și de adaptabile. Imaginați-vă că există bacterii, ca de exemplu asta, care se reproduce în 10 minute de la naștere, adică o singură celulă bacteriană dă naștere în vreo 5 ore la 1 miliard de urmași. Cum sună asta? Ce altă formă de viață de pe Pământ, în afară de Borcea, mai poate face chestia asta? Bacteriile sunt forme de viață unicelulare, n-au decât o singură celulă care poate lua formă sferică, ca de exemplu cocii, spiralată sau alungită ca niște bastonașe, de exemplu bacilii, și trăiesc fie singure, fie grupate în diverse tipare. Spre exemplu, stafilococii sunt grupate în grămezi triunghiulare, ca niște struguri, stafilos în greacă înseamnă strugure, streptococii în șir indian formând niște lanțuri, streptos în greacă înseamnă lanț, diplococi câte doi în boabe de cafea și așa mai departe. Bacteriile sunt o componentă esențială a vieții de pe Pământ, iar viața așa cum o știm astăzi nu ar fi fost posibilă fără ele. Exemple care să susțin această afirmație sunt foarte multe, însă am să mă rezum la unul singur. O vitamină fără de care nu am avea sistemul nervos funcțional așa cum îl știm astăzi este vitamina B12, care este produsă datorită enzimilor unor bacterii din colonul animalelor, inclusiv a omului. Omul primește această vitamină, care pe lângă funcționalitatea sistemului nervos este implicată și în metabolismul acizilor grași și sinteza ADN-ului, consumând carne animală, deoarece nu își poate absorbi propria producție, având loc, după cum spuneam, în colon. Bacteriile au modelat viața pe Pământ și au făcut oamenii, plantele și animalele dependente de existența lor în toate felurile posibile. Cele mai vechi dovezi de existența bacteriilor sunt de aproximativ 4 miliarde de ani, ceea ce le face în mod cert cea mai longevivă formă de viață de pe Pământ, fără să excludem posibilitatea ca, posibil, unele dintre ele să fie ajuns inclusiv din spațiu extraterestru, călărind vreun asteroid care a lovit Pământul. Nu ar fi nimic surprinzător și nu are rost să vă gândiți că nimic n-ar supraviețui unei roci care călătorește prin spațiu și apoi se lovește cu putere de Pământ. Bacteriile au dovedit că pot trăi în izvoarele acide din zone vulcanice, în crusta Pământului la adâncimi periculos de aproape de magma incandescentă sau în deșeurile radioactive. Încă o dată, repet, sunt extrem de adaptabile și extrem de rezistente.
În ceea ce privește relația cu omul și interacțiunea cu acesta, trebuie să precizăm faptul că alături de virusuri și alte microorganisme, vibrioni, fungi, etc., bacteriile au fost foarte aproape de a elimina oamenii de pe pământ în mai multe rânduri, înainte ca omul să știe de existența lor. Bineînțeles, și după. Să luăm câteva exemple. Între anii 541 și 542, ciuma, o boală bacteriană determinată de bacteria Yersinia pestis, a ucis 40% din populația globului, făcând ravagii în Europa, Asia și Africa de Nord. Această epidemie a fost numită ciuma lui Justinian, datorită împăratului roman din acea vreme, și se pare că tocmai campaniile armatelor romane au ajutat la răspândirea bolii. 40% din populație este enorm de mult, însă între 1331 și 1353 o nouă epidemie a lovit și a încercat să ne anihileze din nou, reușind să ucidă 200 de milioane de oameni, adică 60% din populația globului din perioada respectivă. De atunci, spun de atunci, fiindcă asta este o documentare atestată istoric, cine știe câte ori mai fi fost înainte ca omul să știe să scrie, au mai fost încă 60 de epidemii de ciumă documentate, ultimele 10 din 1905 în prezent. Sigur, acum vorbim de cazuri puține care să constituie o epidemie, că datorită antibioticilor și măsurilor de prevenție nu mai mor milioane de oameni, însă agresivitatea bolii este atât de mare și capacitatea de a se răspândi este atât de pregnantă, încât odată a apărut un focar, el trebuie imediat anihilat. Tuberculoza, boala cu care ne luptăm și astăzi și căreia merită să-i dedicăm un episod separat, a ucis mai mulți oameni de-a lungul istoriei decât a făcut-o orice altă boală bacteriană, fiind supranumită cel mai mare ucigaș infecțios al omenirii. Virusul gripal, fenotipul H1N1, a omorât între 1918 și 1920, în cea mai mare epidemie cunoscută, 75 de milioane de oameni. Desigur, există supersceptici, fanatici, decerebrații omenirii care nu cred nimic din toate astea, sunt convinși că sunt cifre inventate ca să sperie omenirea, fiindcă iluminații, sataniștii, masonii evrei care conduc lumea, Big Pharma, producătorii de vaccinuri, satana însuși. Uite, nu știu ce sex are satana, probabil feminin, o satană, două satane. În fine, toți ăștia la un loc vor să extermine, să intoxice, și dacă vorbim de cei care trăiesc pe plaiurile mioritice, adăugăm dorința malefică de a ne fura cultura dacică, strămoșească, cea care se știe, stă la baza creării universului. Dar fiindcă noi, restul ăștia care încă mai avem creier în cap, înțelegem că deși omul stăpânește planeta, forme de viață simple ca bacteriile s-ar putea să ne elimine la un moment dat și să continue viața fără noi, chiar dacă o importantă proporție de specii bacteriene au nevoie și de oameni sau animale, mă rog, ca să supraviețuiască. Vorbim de cele simbiotice, care trăiesc în bună armonie cu noi și fără de care nici noi nu am putea trăi. De exemplu, bacteriile care colonează colonul sau pielea. Desigur, avem antibiotice, însă parcă ar ști și ar gândi, bacteriile se adaptează rapid la antibiotice și își dezvoltă cu o abilitate uimitoare rezistență la medicamentele care ar trebui să le ucidă. S-a demonstrat în multiple rânduri că până și în cursul unui tratament de doar 10 zile, dacă doza de antibiotic nu este corectă, o bacterie poate dezvolta rezistență la acel antibiotic, deși inițial era sensibilă. Administrarea în continuare a medicamentului nu va ucide bacteria în totalitate și infecția este posibil să revină. Desigur, clipul acesta este mult prea lung pentru a dezbate asta acum, însă am pregătit pentru data viitoare un material de continuare despre antibiotice, bacterii și posibile scenarii de viitor. Oameni buni, cam atât pentru astăzi. Sper că v-am aprins măcar un pic pasiunea pentru acest domeniu absolut fascinant al microbiologiei, domeniu care trebuie să recunosc mă fascinează, mai ales că eu am picat examenul în facultate după o aventură interesantă pe care am povestit-o într-un clip, îi las un link aici în descriere. Vă mulțumesc tuturor celor care ați avut răbdarea până acum să vă uitați la clip și mulțumesc în mod deosebit patronilor acestui canal, cei care susțin prin donațiile lor cauza și scopul existenței acestor clipuri. Dacă v-a plăcut clipul, dați-i un like, dacă nu v-a plăcut, dați-i un dislike, nu mă supăr. Nu uitați să dați și altora acest clip pe Facebook, pe WhatsApp sau pe Messenger, apăsați butonul de abonare dacă nu ați făcut-o deja și clopoțelul de notificări, clopoțelul. Eu sunt Radu Crișan și până data viitoare, să fiți sănătoși! Pa!